Salutare creativ! Cei de la XP Pen mi-au trimis ultima lor tabletă lansată și anume Artist Pro 19 Generația 2. Este o tabletă ce se așează foarte bine în piață, fiindcă nu mulți competitori au această mărime. La prima vedere primești mai mult spațiu pentru desen, un display de 4K cu culori bine calibrate, calm and Verified, ceea ce înseamnă că standardele culorilor sunt la nivel internațional pentru orice tip de content faci, multe tooluri incluse, din care două stylusuri X3 Pro Series cu 16.000 de nivele de presiune și, evident, o telecomandă de shortcut. Hai să vedem ce găsim în cutie. Din start avem o cutie care atrage atenția, cu o ilustrație foarte faină făcută de Shan Jiang, tot respectul foarte, foarte mișto făcut. Odată deschisă cutia, primul lucru pe care îl vedem este tableta, cu un design foarte minimalist și similar cu alte tablete din rangul ăsta de mărime, un lucru interesant pe care îl văd este marginea de jos care este din alt material și cred că este menită să fie ca un handrest. În zona din spate găsim mountul de tip Vesa pentru a putea monta tableta pe diferit suport și, evident, picioarele care pot fi deschise pentru a desena la un bun pe birou. Sub tabletă găsim o foaie foarte interesantă care ne arată că acest produs este calibrat din punct de vedere culori, că este certificat Calman și asta e foarte important în viața unui designer, fiindcă nu vrei să desenezi sau să colorezi ceva pe tabletă și ulterior când îl muți pe alt ecran sau un alt spațiu, culorile să fie total diferite. Practic, culorile ecranului sunt certificate și verificate Calman, în așa fel încât să știm că totul este la standarde internaționale din punct de vedere culori. Găsim și telecomanda de shortcut o adiție foarte bună pentru o tabletă la dimensiunea asta și cred eu că este un factor diferențiator față de mulți alți provideri de tablete. Materialele nu sunt chiar premiu, dar nici nu sunt ultimele materiale și ideal este ca această telecomandă să te ajute și să-ți facă treaba și workflow-ul mai ușor, mai eficient. Urmează partea foarte interesantă, unde am fost uimit să găsesc acest, hai să-l numim penar, nu cu unul, ci cu două penuri incluse. Unul de mărime standard și unul mai subțire. Ajungem și la cabluri și începem cu alimentarea, care vine cu toate abdatoarele posibile. Deci oriunde ai fi în lume, dacă îți cumperi tableta asta, nu trebuie să-ți faci probleme. Na, un exemplu ar fi dacă o cumperi din UK și stai în România, XPPN îți pune la dispoziție un adaptor pentru prizele noastre. Bravo, XPPN! În același timp, găsești în cutie și toate cablurile posibile de care ai nevoie pentru a conecta tableta la PC. Nu în ultimul rând, pachetul vine și cu garanțiile și ghiduri, plus sub toate aceste materiale găsești și o mânușă de desenat care vine numai bine. Este o tabletă mult mai mare decât tabletele cu care am fost obișnuit până acum, fiindcă am desenat doar pe tablete de maxim 16 inch. Deci va fi foarte, foarte interesant să testez acest display de 19 după ce instalăm aplicațiile și driverele tabletei, putem să deschidem software acest XP Pen software, care ne deschide interfața unde putem să ne calibrăm tableta. Primul lucru pe care îl vedem, evident, este partea de display, unde putem să facem calibrarea, da? practic să ne vadă tot ecranul ăsta cum trebuie, să definim zona de lucru, ce monitor, cum să fie screen-ul, să-l identifici, dacă vrei să ai cumva un, o rotație custom sau ceva de genul Și în același timp setările de culoare Pentru uh, display-ul tău După cum bine vă spuneam Aceste display aceste tablete De fapt vin uh, Cu o corecție de culoare foarte bine Făcută și uh, <coughs> Chiar spre uimirea mea Merg foarte bine așa că eu De obicei lucrez în Adobe RGB Fiindcă lucrăm în, în, în Programele Adobe și asta o să, asta o să Selectez da? Uh, mai jos putem să ne jucăm puțin cu penul și după cum vedem deja ne recunoaște că lucrăm cu acest pen, da? penul care are rotița în plus față de celelalte penuri din market. Undeva aici sus putem să schimbăm și cu celălalt pen dacă vrem să-l definim, pe care îl găsim în carcasă. Eu personal sunt obișnuit cu tipul ăsta de pen și mi se pare că această rotiță îmi aduce, o să-mi aducă un, un beneficiu mare în modul de lucru. Uh, dacă apăsăm pe butoane putem să și definim ce, ce shortcut avem pe ele. Am încercat evident cu zoom, nu, nu, nu mă ajută foarte mult și mai mult mă încurcă, fiindcă tind să dau cu degetul de el și cred că partea de brush size, ca să nu mai stau eu să trag de colo colo, m-ar foarte mult și cu asta o să încerc să-mi optimizez flow-ul de lucru. Aici am un right click normal și pe ultimul buton de sus am un left double click. Da? Aici e zona de presiune da? și aici practic ne spune cu câtă presiune apăsăm pe, pe acest pen. Da? În același timp, deja vine setat cu niște profile mai groase, mai subțiri, da? și în funcție de ce tip de linie aveți, puteți să vă selectați un profil deja de aici. Da? Asta ar fi un profil puțin mai subțire, și cu cât apăsați mai tare, se face gros, dar este o linie subțire. Practic, asta de mijloc e cel clasic da? și se vede responsiveness-ul la presiuni. Și aici sunt practic linii mai, mai groase. Da, în caz că aveți poate line art, line art mai cu linii mai groase, puteți să vă, să vă, distrați cu aceste linii. Eu, de obicei, sunt în zona asta sau în zona asta, așa că o să-mi las setarea asta așa. În zona de setări putem să exportăm config putem să importăm alt config. Avem aici niște tool de feedback, de diagnosticare și în același timp să ne revenim la setările din fabrică și cât, să, cât de cât să înțeleagă short, shortcut keys și prompturile pe care le dăm. Dacă mergem înapoi în zona asta de display, vedem că aici ne vede direct tableta și dacă dăm un drop down și dăm shortcut mode, ne vede această telecomandă care este senzațională. Ea merge și pe Bluetooth și merge și cu fir. Cu firul avem nevoie de fir ca să o încărcăm, da? practic în zona asta, dar stă și conectată. Și aici e butonașul de Bluetooth, trebuie să o conectezi la Bluetooth și după aia ți apare și în, în tableta aici. E foarte fain fiindcă practic nu cred că avem nevoie de mai mult de atâtea butoane cât și scrollul și clicul de aici. În zona asta de scroll am păstrat, în zona asta de butonul ăsta care se, învârte am păstrat zoom in, zoom out da? și practic aici clasic ca și când a fi minimizat tableta tableta, doamne, tastatura un control Z, un space un command shift Z, tasta shift control C E, L, da, pentru mine, la Sotul eraser ul sunt foarte importante Control Option și Command S. astea două încă nu le-am setat, dar practic pe fiecare buton poți să-ți faci tu niște presetări și aici de exemplu ai mai multe variante în care poți să-ți faci presetări. Adică ele salvează varianta 1 de de, de shortcut varianta 2 de shortcut varianta 3 de shortcut -uri, varianta 4 de shortcut-uri. Setup-ul este relativ simplu, driverele sunt ușor de găsit și de descărcat. Poate singura chestie pe care am observat-o este că telecomanda trebuie conectată la Bluetooth manual și după ți apare în setări iar penurile uneori nu le găsește chiar din prima, dar sincer, experiența asta am avut-o cu toate tabletele pe care le-am testat. Hai să facem și câteva teste la presiune. Tragem niște linii drepte și primul lucru pe care îl observ este sensibilitatea acestui pen. Da? Și când, spun, când vorbesc de sensibilitate, vorbesc de faptul că el nici nu ating bine ecranul și deja mă simte. Deja simte că penul e aici și deja ia input de la el. Este un lucru foarte, foarte bun pentru cei care desenează cu lineart foarte, foarte subțire, da? după cum bine vedeți, răspunde bine și la presiune, da? oricând apăs tare, ea răspunde. Nu avem lag da? și este un lucru foarte, foarte benefic pentru noi artiști acest lucru. Adică merge flawless uh, și tot ecranul are o textură. Am mai desenat până acum pe ecrane de mărimea asta, dar niciodată pe un ecran care are textura asta. N-aș putea să că-i ca pe o foaie, dar totuși simt că nu desenez pe un ecran, simt că desenez pe ceva puțin texturat, ceea ce îmi dă o senzație foarte, foarte plăcută. Dacă pun și smoothing, o să vedeți că o să obțin linii și mai frumoase. Asta fiindcă mă ajută calculatorul să le trag și practic responsivul la presiune este prezent. În caz că vrem să ne modificăm acest responsiv la presiune, putem să intrăm pur și simplu aici la Artist Pro 19 Gen 2, ne ducem la brush și ne modificăm această bandă de presiune în așa fel încât penul să răspundă la presiunea de care avem noi nevoie. Un lucru foarte mișto este acest, această telecomandă. Practic, nu mai trebuie să-mi țin tastatura aici cu shortcut sau nu mai trebuie să mă mișc cu mâinile în cealaltă parte pentru shortcuturi sau să mă chinui să pun multe shortcut pe, pe pen. Uh, tastatura asta minimizează toate shortcut de care ai nevoie și o să-ți facă viața mult mai ușoară. Eu încă încerc să mă adaptez cu ea, dar deja mi se pare foarte, foarte tare fiindcă pot să-mi pun space-ul aici, să mă mut, control z da? Să-mi selectez brașul din nou, mărimea de braș am aici pe, pe, uh, pe pen, da? Totul este, este foarte cool. Hai să discutăm în detaliu puțin și despre acest uh, holder pentru styles. -uri. În primul rând, găsim cele două X3 Pro Series Styles Z înăuntru. Acesta este cel de mărime standard. După cum vedem, diferența ar fi că avem trei shortcuturi, un scroll și două, și două butoane care ne ajută în, în, în workflow-ul nostru. Putem folosi acest penar și ca un holder, avem niburile de replacement, uh, avem nib removal, da, acel acel lucru care ne ajută să scoatem vârfurile ca să le schimbăm și în același timp am regăsit o chestie foarte, foarte interesantă pentru acest pen subțire. Avem un cover în caz că nu ne plac butoanele de pe, de pe stylus și poate nu le folosim și poate apăsăm de foarte multe ori pe ele din greșeală și ne întrerupe workflow și poate avem nevoie doar de un pen fără shortcut fiindcă nu le folosim. Ei bine, putem să înlocuim aceste două butoane cu acest cover da? Și putem să avem doar un solo pen, în așa fel încât să ne. să desenăm fără griji. Mi se par foarte tare, mi se par foarte tare aceste adiții. Mi se pare tare că practic au înglobat totul într-un penar, într-un holder, în așa fel încât să ferim penurile de eventuale lovituri, să putem folosi ca docking station și să păstrăm tot într-un singur loc, în așa fel încât să ne fie foarte ușor să găsim ce avem nevoie pentru penuri în același lucru. Ca feeling de desen mă simt super mulțumit. Am un spațiu mai mare de desen, răspunsul la presiune este unul foarte, foarte bun, display-ul de 4K chiar își face treaba și textura ecranului fiind puțin diferită îți dă o senzație foarte plăcută și culorile chiar sunt on point. Din punct de vedere mărime, pentru mine, pentru biroul meu, un mănușa acest 19 inch și cred că mai mare nu ar face sens. Practic upgrade-ul de la 16 inch la 19 inch vine cu câteva avantaje pentru mine. Am spațiu mai mult de desen, o pot folosi ca un extra ecran da? și chiar dacă conectez tableta la brațul pe care îl folosesc, nu ocupă mai mult spațiu ca înainte. Overall, după toate aceste teste, consider că este o tabletă care intră în market foarte bine, din punct de vedere calitate-preț mai ales. Într-adevăr, e o tabletă mare și pe semne din punct de vedere logistic, să mergi cu ea de colo-colo ar fi mai dificil față de un 16 inch. Dar personal, cred că dacă ții tablete de la 16 inch în sus, nu prea le muți de colo-colo. Dar e un lucru la care să te gândești în momentul în care achiziționezi o astfel de tabletă. Din punct de vedere piață, principalii competitori, să spunem, ar fi tabletele Wacom de 17 inch, fiindcă nu au de 19, și poate huionul care are ceva comparabil, singura diferență ar fi că el vine cu touch. Personal, am touchscreen și la tableta de 16 inch, pe care nu-l folosesc foarte mult, chiar deloc. Pe un huion încă n-am pus mâna și nu aș putea să-mi dau o părere. Tot ce aș putea spune este că e mai scump cu vreo 200 de dolari și o să primești un touchscreen fără o telecomandă de shortcut. Dacă ar fi să compar cu Wacom, fiindcă am lucrat pe multe tablete Wacom, într-adevăr poate ai simți o diferență la materiale de construcție pe aici, pe acolo. Dar, sincer, nu așa mare. Cât despre tehnologie, eu cred că sunt undeva bara-bara. X pe pente aproape foarte, foarte mult mai ales la tehnologia ecranului, mai ales la culori, mai ales la tehnologia penurilor. Pentru mine n-au fost diferențe foarte, foarte mari. Ca să tragem o concluzie finală, chiar cred că este o opțiune bună în piață și raportul calitate-preț este unul foarte bun. Vine cu un display de 4K și culori foarte bune, cu 16.000 de nivele de presiune, tehnologia penurilor este la un standard ridicat, designul este ergonomic și simplitatea în a seta tableta chiar o fac o alegere foarte bună. Asta fiind spuse, cei de la XPPN au o gamă largă de produse, acesta fiind doar unul dintre ele și ei au fost foarte drăguți și mi-au oferit un cod de discount pe site-ul din Europa pe care îl vezi pe ecran sau îl poți găsi în descriere. Până una alta, mersi că ai urmărit acest review, eu sunt Ilustrescu și spor la creativitate!